Bună dimineața, azi este 23 ianuarie și începem cu niște struguri pentru că am cumpărat și nu vreau să se strice. Mai avem în cotură încă pe atât, probabil că o să mâncăm mâine ca să-i termin. Că așa cele mai țin, bananele, grefele, portocalele. Da, mănânc cu Iris struguri. Este 12 fără un sfert. Rebecca a plecat la școală. Și aici am niște sarmale, să zic așa. Rebecca mănâncă sarmalele fără varză și le-am desfăcut. Iar pentru Iris am avut un ardei, i-am pus un ardei umplut și i-am pus așa puțin din, și din ardei. Și asta este ce a rămas de la ele două, că nu au mâncat tot și mai am pus eu varza separat. Varza ce o pusesem, ce-am dat-o jos de la sarmalele Rebecăi. Și nu mai am ciușcă și atunci... Așa, ziceam că nu mai am ardei iute. Oricum nu a fost iuțitura asta de la Lidl. Și îmi pun pasta de-astea de ardei iute. Mi-am pregătit aici pâine. O să-mi pun așa. E cam mult totuși. Și o să amestec. Aici am smântână. Vă ziceam eu că ieri parcă, da... că mi-a luat, mi-a zis mama mea lapte și am să-mi ia și smântână de la lăptăriile astea. Așa. Și asta este prânzul meu de azi. Mi-e poftă de... N-am băut încă cafea și parcă mi-aș face o dalgona, cred că îi zice. N-am mai făcut de foarte mult timp. Dalgona, cred că, da. Cu nes și cu lapte, dar vreau să fac și cu spumă de lapte. Dacă fac, vă arăt. Dacă e cafea clasică, la fel, vă arăt. Am gustat din smântâna asta și e super bună. Și mi-am pus o felie. E pâine cu cartofi, de asta de la Lidl, de la brutărie, cu smântână și cu sare deasupra. Mamă, pf, ceva extraordinar de bun. Da, Iris. Am aici o selecție de biscuiți. Și nu știu ceva cu ciocolata asta, nu mă atrage deloc. Pe care mi-a adus mama mea. Surprinzător pentru că, de fapt nu e surprinzător, ideea e că i-am zice că mănânc prea multă pâine și de aia nu slăbesc pentru că eu mănânc pâine, dar ea de câte ori vine, mi-a zis ceva dulce. În fine, o să mănânc ăștia cu cocos, că îmi fac ochiul și ăștia așa, una de asta, una de asta. I-am pus și Rebecca la școală și din ei i-am dat și mamei mele, că mi-a adus... ambalat, în fine, am aruncat ambalajul. Era ceva de la Kaufland, oricum. Și așa că o să mănânc și doi biscuiți din ăștia. Mi-am făcut până la urmă o cafea. Este 3 și 10 deja. O cafea dublă. Una lungă, una scurtă. Și cu lapte. Și am pus să fac pastele. Să fac, vreau să fac ciulama azi, dar n-are rost pentru că nu mâncăm și atunci o să fac mâine ciulama, să mâncăm proaspăt. Deci sunt la cafea, acum. Cât timp beau cafea, răspund și la comentarii și vreau să mănânc ceva dulce, mi este somn, nu știu de ce. Și ca să nu mănânc alte prostii, o să mănânc o banană. În seara asta avem paste cu sos al paste, da, cu carne. Avem așa, am călit în unt puiul, apoi am pus lapte, smântână de două feluri, de aia grasă și din aia de 20% grăsime. Paste, da, am mai pus pe unul niște lapte, am pus un bulgăre de mozzarella, da, mai am pus și lapte, și am mai pus... ce am mai pus? Am aruncat gorgonzola. Am pus. De asta, asta se vede aici. Este de la brânza cu mucegai. Și apoi am pus spaghete. Deci cred că o să mai pun puține spaghete. Sare și piper. Și ne punem noi în farfurie Granda Padano. Că zic corect. Mai pun niște spaghete aici. Ce bine, miroase. Mi-am pus în farfurie. Am mai pus piper și Granda Padano. Grana. A? Grana? Grana Padano? Da. Grana. Cum sunt? Frig. Cred că grana. Scrie pe cutie. Nu mai scrie că am aruncat-o. Ia, zi, zbune? Mhm. Zbune, nu?
Să avem poftă. Am ajuns la Vivo, mă să întâlnesc cu vreșoara mea și să caut câte ceva chestii prin magazin. Nu am mai filmat pentru canalul Eu sunt Manuela, sunt datoare cu un Q&A acolo. Așa că dacă aveți ceva întrebări, chiar așa, dacă aveți ceva întrebări despre mine și despre toată viața mea așa, puteți să mă lăsați și la acest clip și urmează să filmez acolo. Am început, dar nu am terminat. Așa că urmează să filmez Q&A-ul pentru canalul Eu sunt Manuela și o să pun și pe în comunitate, fac o postare și pentru canalul acesta. Așa, sunt la Vivo. Mă uit la patinoare gol. Era bine de mers cu Rebecca, dar seara asta este pentru mine. Dar pentru mine mă duc să-i caut lui niște body-uri cu mânecă scurtă, că iau că a rămas mici. Și vă arăt ce mai mănânc sau beau în seara asta. Am fost la Starbucks și am luat un milk din ăsta cu scorțișoară. Nu m-a dat pe spate, adică așa, nu e ceva ce aș mai cumpăra. Și mi-am luat un cappuccino cu gheață și așa mea și-a luat un frappe, cred, tot ceva rece. Oricum, am mâncat jumate din el, jumate l-am adus acasă. Am avut și, prima dată a fost încălzit, să zic că poate încălzit era puțin mai bunicel, dar așa, e doar ok. Am trecut prin Auchan, n-am luat mare chestie, am luat pâine și am luat pâinea asta cu ceapă, cu maia și ceapă și o să mănânc aici. Mai mănânc acum o bucată de asta de pâine cu ceapă, că e bună. Am vrut să-mi iau chipsuri, dar, hai să mă văd ce față am, e roșie. Am vrut să-mi iau chipsuri, dar nu m-am răzândit. Și aici se încheie ziua de filmat, v-am pupat!